polițist de frontieră de la Vama Nădlac din Arad a fost rănit cu mașina de către un bărbat care era urmărit internațional și care a forțat ieșirea din țară. Polițistul a primit îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență Arad, unde a fost dus cu ambulanță după incident. Acesta a avut loc miercuri seara în jurul orei 23. Un bărbat în vârstă de 39 de ani, cu domiciliul în județul Galați, se afla la volanul unui autoturism BMW înmatriculat în Italia. În autoturism se mai afla un român în vârstă de 30 de ani. La efectuarea formalităților comune de frontieră de către autoritățile române și maghiare, imediat după ce a prezentat actele de identitate, șoferul mașinii a demarat în trombă spre statul vecin, lovindu-i pe polițiștii de frontieră care făceau controlul documentelor, un român și un maghiar. Imediat au fost alertate autoritățile din Ungaria pentru a lua măsurile necesare pentru reținerea celor doi cetățeni români. Autoritățile române au verificat imediat bazele de date internaționale și au constatat că pe numele șoferului era emisă o alertă de către Interpol, fiind căutat în vederea arestării și extrădării în Elveția. Un tânăr major care a participat la o misiune internațională în Afganistan este noul șef al jandarmeriei maramureșene. Petru Marcel Florișteanu a primit comanda și drapelul de luptă în cadrul ceremonialului militar de predare primire a unității cu ocazia trecerii în rezervă a colonelului Ion Hosu. Majorul Petru Marcel Florișteanu va conduce jandarmeria maramureșeană timp de 6 luni. A 6-a bursă a locurilor de muncă s-a încheiat astăzi la Pâncota. Peste 200 de persoane au fost prezente în cele 4 zile, iar organizatorii s-au declarat mulțumiți de rezultatele înregistrate. Următoarea bursă a locurilor de muncă din cadrul acestui proiect va avea loc la INEU începând de luni. Proiectul Cercetarea și prognozarea pieței muncii din vestul României, evidențierea șomajului neînregistrat în județul Arad, beneficiază de finanțarea europeană, iar valoarea totală a proiectului este de aproximativ 4 milioane de euro. Sportul minții nu mai are secrete pentru băimăreni. Pentru a doua oară consecutiv, Cupa României la șah ajunge în municipiul Baia Mare. Trofeul este unul cu greutate la propriu, cântărind numai puțin de 12 kg. Competiția desfășurată în capitală a fost acerbă, podiumul fiind decis abia după ultima rundă. Cupa României s-a bucurat și de această dată de prezența celor mai buni jucători și jucătoare din țară. Au participat 28 de echipe la masculin și 8 la feminin. Clubul de șah al municipiului s-a clasat pe primul loc cu 16 puncte. Pentru Clubul de șah al Băii Mari urmează o nouă competiție de top, Cupa Campionilor Europeni la șah, care se va desfășura în acest an în Spania.